Salut! E prima zi de vară și m-am gândit să fac o treabă de mult așteptată, să mă tund. Puteam să mă tund și în timpul pandemiei, timpul crizei, dar era încă frig, încă răcoare și coama încă nu era destul de mare. Și am avut o problemă și cu aparatul ăsta de ras, pe care mi-am autorezolvat-o, pentru că așa sunt eu. Econom, eficient, am căutat pe internet și m-am descurcat. Pe YouTube am găsit. O să mă dezbrac ca să nu mi-imbib hainele cu păr și o să încerc să evit să ne arăt pieptul gol fără păr. Nu pentru că mi-e rușine, dar pentru că solidar cu femeile care n-au voie să-și arate sânii pe rețele sociale, pe YouTube, pe Facebook, și asta mi se pare nedreptate. Deci, hai la tuns. Restul de șoro, descalț și picii. Am îmbrăcat niște pantaloni de fâș ca să nu se bage părul în ei și pregătesc oglinda, instrumentul minunii fără de care nu poți să-ți vezi ceafa. Și ascult ședința Parlamentului European. Challenge now to convince the others to support the general idea that is still in front of us. And to the frugal four, let me be clear with three main arguments. First of all, our companies or your companies cannot be successful without a successful single market. So it's in your interest to make the whole European Union successful. The second argument is we see a redistribution of the global economic power going on. And I don't want to see that China is a big winner and Europe is a big loser. Jumătate zi gata, a s-a terminat bateria, o pun iar la încărcat. Is for peace. We're asking people to demonstrate peacefully. We're asking people to scream from the top of their lungs. In particular, again, African American men who've lost their lives at the hands of the police. The fact that I would have to clarify for you which African American man I'm talking about, who was choked to death by a police officer while pleading that. M-a prins Sara cu frizura asta a mea și cu bateriile care slăbesc.
Pune-mi iar la încărcat. Batareica! Am schimbat pieptenile și măcar în față să mă fac mai lung, nu? Să mă vadă micușa urlisnic, să-și pună mâinile în cap. Dar eu nu vreau să sabotez business-ul lor. Eu vreau doar să mai rămână bani și de mâncare. E criză, nu? Recesiune, cum se cheamă. Pe YouTube toți câștigă puțin acum, în pandemie. Noroc că am patroni mai mulți. Să vedem dacă azi mâine o să fie tot atât de mult ca la sfârșitul lunii, că acum la început de lună se taxează. Și de regulă mai pleacă unii când se întrebați de bani. Gata, mă duc să-mi spăl capul și mă pregătesc de emisiune. Să nu spuneți la nimeni ce am făcut. Dar la barbă trebuie să mă uit, totuși. Dacă o să mai rămână baterie aici pentru barbă, s-ar putea să nu. Că văd că le-am un gâfă. Nu știu cum am reparat eu aparatul ăsta, dar se consumă repede baterie. Adevărat că are câțiva ani le-am. Mașina asta de când mi-a luat-o Ileana. M-o cam tuns eu uleac, mai ales barba și pe față. Nu mă mai rad de atunci, doar mă tund așa scurt. Care faină-i fără aparat de ras. Na. Gata. O să mai încarc, amuș. Păi și mă scol pe cap, mai rad și barba. Dacă înțeleg, dacă nu, rămân așa, că nu mă mai însor chiar azi. Și nici anul ăsta. Cam alegere, s-a ocupat.